Comisia de Evaluare a Învățământului Teologic din Mitropolia Banatului s-a întrunit astăzi la Centrul Eparhial din Caransebeș. Au participat consilierii culturali și de învățământ, decanii facultăților de teologie, respectiv șefii de departamente, dar și directorii seminarelor teologice din Arhiepiscopia Timișoarei, Arhiepiscopia Aradului și Episcopia Caransebeșului. Ședința a fost prezidată de preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului. Iată, prin această întrunire am împlinit mandatul Sinodului Mitropolitan, care a cerut o evaluare a tuturor școlilor de teologie din Mitropolia Banatului: cele trei seminarii teologice și cele trei facultăți de teologie. Astăzi am ajuns la un numitor comun, înțelegând: Că toate criteriile stabilite la prima întrunire au fost acceptate și după aceste criterii s-a făcut o evaluare. Propunerile și concluziile fiind înaintate Sinodului Mitropolitan, care se va întruni probabil luna viitoare, în luna martie, și, desigur, Sinodul Mitropolitan va lua o hotărâre în acest sens pentru eficientizarea uh, învățământului teologic din Mitropolia Banatului și pentru uh, uh, ridicarea nivelului uh, educațional. Prima întâlnire a Comisiei de Evaluare a Învățământului Teologic din Mitropolia Banatului a avut loc la sfârșitul anului trecut.